Oare când o fi mai greu? La 13 ani? La 16 ani? E la momentul acela în care s-a închis. Comunică mai puțin mai greu cu mine și cu noi, de fapt, cu amândoi. Stă mai mult închisă la ea în cameră. El intră acum la vârsta aceea în care toată viața este despre cine sunt eu, de fapt, care e standardul meu intern. Sunt o persoană autonomă. Noi, adulții, ne raportăm cu frică la adolescență în loc să-i conținem și să îi ajutăm să transforme energia aia și nevoia lor de a se diferenția de noi într-o valoare. Mi se pare că ei vin foarte dotați să se adapteze și că trebuie doar să fii lângă ei. Dar cum rezolvi panicile? Chiar este despre ai grijă ce bătălii îți alegi. De câte ori taci, că atunci când vorbești chiar să aibă impact. Și am învățat că cu cât reușesc să stau mai mult în bucata mea, în capătul meu de relație, cu atât am șanse mai mari să fiu alături de ea. Unde îmi duc energia? Pentru că dacă mă lupt la tatuaj, s-ar putea să pierd la droguri, da. S-ar putea să pierd la alcool. 80% dintre fete și-ar dori să vorbească cu părinții despre gestionarea sfaturilor toxice din social media. Ce observ de la ea, în schimb, este că își dorește acceptarea mea. Pentru cine ne ascultă, un sfat foarte bun este să spui lucrurile grele, importante și grave cu un ton neutru. Dacă sau poți. Jucăuș. Și legat de, nu știu, de anturajul lor, ceva ce părintele nu poate să controleze. E despre a fi în lumea ei și de a-i vedea cu adevărat și de a pune lumina pe lucrurile frumoase. Zunivers Podcasts. Bun găsit! Suntem la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Ce-și doresc cel mai mult părinții pe lângă sănătatea și fericirea copilului? Să aibă o relație bazată pe încredere. Să știe că atunci când va da de greu, când îl va dura, copilul vine cu inima deschisă acasă, în brațele mamei sau ale tatălui. Despre încredere și idoli falși vorbim astăzi la Părinți cu Minți, într-un episod realizat alături de prietenii noștri de la DAV în proiectul Ai încredere în tine. Și vom încerca împreună să schimbăm standardele nerealiste de frumusețe. Încă din 2021, DAV a implementat acest program educațional care își propune să crească și să consolideze încrederea în sine a copiilor și adolescenților. În 3 ani, programul a ajuns la aproape 40.000 de adolescenți din toată țara. Studiul arată că o fată din două afirmă că sfaturile toxice din social media îi afectează încrederea în sine, în timp ce 64% dintre mame spun că postările care idealizează frumusețea pot avea un impact negativ asupra stimei de sine a fetelor tinere. Campania DAV încurajează conversațiile necesare între părinți, profesori și adolescenți despre pericolele sfaturilor toxice de frumusețe din social media. Pe site-ul dav.com/ro/încredere-în-tine.html găsiți gratuit toate informațiile de care aveți nevoie, inclusiv un ghid pentru părinți. De ce e important ca fiul sau fiica ta să aibă încredere în tine? Ca să nu caute ajutor altundeva pe internet. Ajută-ți copilul să crească fără sfaturi toxice. Toată lumea își face operații estetice în ziua de azi. Vezi câte zile poți sări peste prânz și cină cu o cură de detoxifiere cu sucuri. Dacă nu ai dinții drepți, îi poți pili cu o pilă de unghii. Baby Botox e incredibil. E soluția pentru o piele perfectă. E totul în regulă? Da, mami. Părinți cu Minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, specialist în educație și parenting, autor de cărți și fondator de școală. Iar invitatele noastre de astăzi sunt două mame, Oana Popescu, Monica Popescu. Oana este mama unei preadolescente de 13 ani, Monica deja adolescentă de 16 ani, cu Oana, Monica și evident Oana o să vorbim astăzi, o să încercăm să vedem cum să le clădim copiilor încrederea și stima de sine în așa fel încât să nu cadă pradă foarte ușor acelor modele toxice care sunt peste tot în social media. Bine ați venit, doamnelor!
Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! E doar o coincidență că suntem două doamne Popescu. Eu cred că a fost făcută specială treaba ca să rețin eu mai ușor numele voastre. Că, oare când o fi mai greu? La 13 ani? La 16 ani? Cred că mereu e greu. Mereu de la e început. Greu. Până și eu am 50 și cred că pentru mama încă e greu. Nu știu, mie nu mi se pare neapărat mai greu sau mai puțin greu. Nu iau, n-am luat-o niciodată așa ca pe greu. Mi-aduc aminte când era copilul meu foarte mic, cred că atunci mă voitam. Că nu înțelegeam ce zice, știi? Și eu sunt o persoană pentru care contează foarte tare feedback-ul celui cu care eu sunt un om de comunicare și așa, și mă raportez mult la feedback-ul celui din față, știi? Și atunci faptul că ea dădea feedback doar țipând, lucru care pe mine mă făcea să mă simt foarte anxioasă, așa, atunci ziceam, Doamne, abia aștept să vorbească, abia aștept să... Și toată lumea zicea, probleme, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme asta mari. Este, mă scotea din sărite replica asta. Și pe mine mă enervează că mi se pare așa o amenințare, că tot timpul ai tendința să răsufli ușor. Ok, am trecut și de faza asta și eu simt ca mamă de copii de 4 ani jumate, 6 ani jumate, că e mult mai bine acum, față de acum un an, față de acum 2 ani. Zâmbetele acelea o să fie mai greu și mă descurajează. Pentru că mereu sunt provocări și de cele mai multe ori, cel puțin pentru mine, vin într-un moment în care nu sunt pregătită. Mă repliez destul de ușor, dar tot am senzația aia că e și acum e greu. Și cum te-ai pregătit pentru adolescență? Uite, nu m-am pregătit. Aici cred că e un pas în a mă pregăti. Încerc în primul rând să mă uit la ea ca la un individ total diferit de mine. Ea nu sunt eu, eu nu sunt ea, invers, da? Și vreau să mă uit la ea ca și când acum o cunosc. Mă întrebă Ana, de ce vrei să știi ce muzică ascultă? Pentru că vreau să o cunosc. Și cunoscând-o mă și pregătesc pentru ce urmează, știindu-i și toanele și preferințele de orice fel, încep să o cunosc și atunci cred că relația dintre noi va fi mai ușoară. Dar cum copiii, acum adolescenții se ascund, mie mi-e greu să... Când spui mai ușoară, înseamnă că ți-e un pic greu acum. Da, pentru că nu, e la momentul acela în care s-a închis. Comunică mai puțin mai greu cu mine și cu noi, de fapt, cu amândoi. Stă mai mult închisă la ea în cameră, dar cred că e doar o fază și respect această intimitate, încercând cum pot să o cunosc. Deci asta spuneam, să iasc cu... Pentru ceva normal, Oana. Da, pentru mine e mai ușor să vorbesc și probabil și pentru Monica, că și are experiență cu grupuri de adolescenți, poate ne spui despre asta un pic. Pentru că atunci când îi vezi pe alții și pui în perspectivă lucrurile, nu ți se mai pare că ești singură legată la ochi și ai dat cu nasul de o problemă asupra căreia nu ai niciun fel de perspectivă. Dar realitatea cruntă și greu de spus acum este că oricât de mult te iluzionezi tu că vrei să o cunoști, să știi despre ea, să o ajuți, de fapt vorbește cel mai mult în momentul acela ego-ul tău. Da. De fapt e despre tine. Așa eu, este. Mama, nu mai sunt în rolul de mami, sunt brusc doar o mamă, sunt dată la o parte, nu mai sunt primită, dorită de copilul meu și atunci eu am reflexul prin care am trecut toate de a ne păcăli că suntem încă mame bune și trebuie să stăm acolo să aflăm totul despre copil, când de fapt realitatea e că eu am panici ca proaspăt alt tip de mamă, că am fost abandonată și că în sfârșit copilul meu se individuează cu adevărat. El intră acum la vârsta aceea în care toată viața este despre cine sunt eu de fapt, care e standardul meu intern. Sunt o persoană autonomă, sunt o persoană integră, sunt o persoană separată de părinții mei, e o nevoie biologică de supraviețuire. Da. Nevoia mamei la 45-50 de ani este încă de a sta în rolul acela de... copilul ăsta are nevoie de mine. Cloșca, nu? Eu sunt relevantă. Până acum mi-am construit tot sinele în jurul acestei relevanțe, cât de bună sunt pentru familia mea. Brusc, aparent, copilul nu mai are nevoie de tine după stilul pe care v-ați obișnuit. Ea are nevoie de tine în continuare, dar cu alt refren. Trebuie să cânți altă melodie. Și o să vorbim poate despre asta.
dar cei care avem privilegiul de a fi văzut mai mulți adolescenți la capătul firului, începem să ne punem și asupra copilului nostru o perspectivă mai liniștitoare și să înțelegem, nu trebuie să controlez. Până acum trebuie să-l fi informat despre pericolele vieții și să stau să-l aștept, să-i dau drumul cu un pic. Cum e, Monica? Cum simți tu în întâlnirile cu adolescenți energia asta pe care probabil o proiectezi de acum și pe fata ta, pentru că ai înțeles de la alții sau cu alții că nu e numai despre tine și copilul tău, este legea firii, cum ar veni, nu? Cred că atunci când eram mamă de copil mai mic, a fost un dezavantajul meu că am lucrat în domeniul copiilor. Cu un domeniu parentingului și așa, și eram mult mai anxioasă în tot ce schimbatul meniului și așa mai departe. Ulterior, cred că ușor, mi-a fost mai ușor să înțeleg teoria. Da. Din fericire am fost expusă la teorie. Când tu vorbeai, mi-am adus aminte de conferința în care un specialist mare spunea despre adolescență, că este fix acea perioadă grozava omului în care are energie cât și-ar dori toată viața și că noi adulții ne raportăm cu frică la adolescență în loc să-i conținem și să îi ajutăm să transforme energia aia și nevoia lor de a se diferenția de noi într-o valoare și într-o resursă de energie ca ei să poată schimba. Ei sunt cei care pot schimba cu adevărat planeta, dacă vor, pentru că au mai multă energie decât noi toți, sau mai puține blocaje, mai puține. Și vin pe nevoia aia lor de a se diferenția, știi? Și mi-aduc aminte că am ieșit plângând, efectiv, din conferința aia, pentru că eu aveam această frică, mamă, face fiie mea adolescentă, eu nu o să mai înțeleg nimic din asta. Da, pentru că arată și foarte dezorganizată viața lor în adolescență. Nu seamănă cu ce am. Și cred că atunci, după aia am citit și cartea cu Vârtejul Minții și așa mai departe, dar din fericire am citit-o înainte de a intra în adolescență, așa, și am schimbat un pic perspectiva și am pornit de la început de la ideea că ea va vrea să se diferențieze de mine. Din fericirea mea așa a fost întotdeauna, sunt cumva învățată. Da, și la mine a fost la început. Așa, m-am învățat cu timpul că eu cu cât intru în știi, relația, eu aici, de câte ori mă duc la ea în bătătură, nu reușesc nimic. Cu timpul am început să înțeleg asta. Nu înseamnă că nu o mai fac, nu înseamnă că nu vreau în continuare să-i mai zic ce vrea, ce are de făcut, numai că nu mai am, cred că nu mai am așteptări să mai am vreun control deloc asupra lui. Și sunt și am învățat că cu cât reușesc să stau mai mult în bucata mea, în capătul meu de relație, cu atât am șanse mai mari să fiu alături de ea. Și știi ce? Cred că de aia și fac de ceva timp proiecte pentru adolescenți, mi se par fabuloși. Adică chiar are dreptate. Da. Au dreptate specialiști, deci sunt senzaționale. Au dacă îi lași să fie și nu te apuci să-i judeci și nu te apuci să vii tu cu sfaturile tale de adult, mie îmi pare că oricum trăim o perioadă în care totul se schimbă radical. Da. Adică, acum, sfaturile noastre nu mai sunt up to date. Să-i spui ce meserie urmează să aibă. Sau nu ce mai știm. Exact, eu nu am nici cea mai vagă idee. Mi se pare că aș fi arogantă total. Să-mi imaginez ce meserie o să fie peste 10 ani, peste 5 ani, știi? Deci ce să le zic eu lor? Și atunci mi se pare că ei vin foarte dotați să se adapteze și că trebuie doar să fii lângă ei. Dar cum rezolvi panicile, nu, Oana? Tu știi asta, teoria. Dar cum faci să nu spiralezi în, aoleu, dacă acum nu intervin, dacă acum nu-i spun, dacă acum nu-i deschid ușa în cameră, sigur se întâmplă ceva rău cu ea. Cum faci? Din fericire, cum spuneai și tu, și a mea este cu noul de mică. Da. Și cumva m-a forțat să o accept așa cum e. Uh-huh. Am panicile mele, bine, te-am și ascultat foarte mult de-a lungul timpului și cumva am încercat să-mi însușesc lucrurile pe care le-ai spus. Unele mi-au ieșit, unele mai puțin, dar totuși nu am așa o mare panică. Îmi dau seama că lumea e mare și că provocările sunt multe, dar în egală măsură am stat și am stat în umbră și am văzut-o cum se dezvoltă. Și ea și-a ales și știi, și-a ales drumul pe care este pentru că ea și l-a dorit. Eu nu fac decât să o susțin. Panicile-s la mine, am observat că nu s-au dus către ea, la cât e ea de curajoasă, de exemplu, vorbim doar de curaj fizic, de a face lucruri. Nu i-am dat niciodată fricile mele și eu sunt un om fricos. Dar am încredere cumva în univers, în tine, în ea, în primul rând, și sunt acolo, la limită, adică
încă am frici, dar nu atât de mari încât să... Și încă intrăm în lupte cu copiii, da, intrăm în trenciuri, în crize, în lupte. Ei parcă ei le caută. Dar nu. Care ar fi motivele astea de luptă? Uite, aș vrea să vorbim așa mai concret, mai cu exemple, pentru că eu sunt convinsă că sunt foarte multe mame sau chiar și tați care ascultându-vă s-ar putea să intre iarăși în panică, mă, da, înseamnă că fac eu ceva greșit, că nu e așa de o relație atât de bazată de încredere, pe încredere cum ar putea să sune în cazul vostru. Și atunci... Eu cred că, cel puțin în cazul meu, eu o văd cum e ea, cu bune și cu mai puțin bune. Ce observ de la ea, în schimb, este că își dorește acceptarea mea pentru lucruri mai puțin neapărat, nu ortodoxe. Exact, pentru că sunt am o vârstă, pentru că poate diferența de vârstă dintre noi, 38 de ani totuși, e o diferență de vârstă, deși încerc să fiu la zi. Deci ea vrea acceptarea mea, indiferent dacă e un lucru mai puțin ok. Adică, dă-mi un exemplu concret, nu știu, o să se vopsească, vrea unghii... Asta am trecut de chestia asta. I-am făcut câte, a vrut, de la 10 ani tot îmi cere să-și vopsească și am făcut câte, am lăsat-o să-și facă câteva șovițe, așa mai discret. Și-a făcut și unghiile, acum mă povestește foarte mult că e fascinată de tatuaje. Care e limita de bun simț până la urmă a locului la o fată de 13-14 ani? Eu nu știu. Nu există mai limită de bun simț. Nu poți. Copilul meu s-a tatuat, Carla, că o știți, în prima zi după ce am plinit 18 ani. Da, 18 ani. Păi nici nu e legal, că nu te primești niciun salon de tatuaj decât dacă ai consent. Da. Și are multe acum. Da? Pentru părinții lângă care am crescut și eu alături cu Carla, probabil că a fost un șoc pentru o comunitate anume. Pentru mine n-a fost. Deloc, pentru că am știut că ai semnătura ei pe propriul corp și că e un mod al ei de a-și lua teritoriul. Am ieșit de sub teritoriul tău și mă tatuez. Ce până la urmă că se tatuează? În calitate de mamă de copii mici, chiar vreau să știu ce își doresc copiii, ce modele au. Unde găsesc aceste modele? În social media cel mai mult. În social media, din păcate. Să-i scăpăm de anumite sfaturi toxice pe care le iau de acolo. Fiica mea n-a avut telefon până la 12 ani. Deci a avut o tabletă pe care avea câteva jocuri și atât. N-avea conexiune la net, nu avea. La 12 ani, pentru că e o poveste în spate, altfel nu i-aș fi luat nici atunci telefon. Și de atunci a avut acces, pentru că nu i-am pus niciodată control parental, tocmai că aveam o încredere în ea și s-a dovedit până în ziua de astăzi că a funcționat, cel puțin în cazul meu, dar a avut acces la informație și la poze și la tot felul. E adevărat că are o limită, dar cred că eu, iarăși, nu sunt pregătită cu tatuajele, ideea de îmi plac. Mă, dar ea spune că vreau un tatuaj când? Cât mai repede. S-a interesat care este vârsta minimă. 16. Da. Și am spus, ok, dacă e ceva ce tu rezonezi și crezi că și peste 20 de ani, pentru că asta e ideea, că îți pui ceva pe piele care va rămâne forever. Așa l-am folosit și mi-a explicat așa. Eu peste 20 de ani sigur nu o să mai fiu aceeași persoană. Nu o să mai fiu nici peste 10 ani, nu o să mai fiu nici peste 5. Atunci persoana respectivă va fi crescut din ceea ce sunt acum și mâine și poimâine. Ce o să simt eu că trebuie să fac cu corpul meu peste 20 de ani e problema mea. Acum îmi iau aceste riscuri. Unele s-ar putea să nu-mi placă de-a doua zi. Uite, tatuajul ăsta nu-mi place, a fost stupid. Sărbătoresc în corpul meu și asta fără tine, Oana. Fără tine, n-am nevoie să stai. Deci, proiecțiile astea... Da. Și am zis, da, gata, ai dreptate, asta e autonomia ta, ai dreptate, toți facem greșeli pe care ni le regretăm. E o chestiune de responsabilitate. Tu știi că se va întâmpla asta, că vei regreta la un dat, vei face la momentul respectiv ce trebuie. Nu are sens să spiralăm de acum cum va fi să traversăm podul ăla. O să-l traversez când ajung acolo. Dacă mai fi podul în picioare. Nu are sens. Da. Și așa m-am liniștit și eu. Am zis, Doamne, pe câte lucruri, câte proiecții rele pot să fac despre ea. Cum zic englezii, o să traversez când ajung la pod. Da, nu traversez de acum în imaginația mea ce va fi, nu? Da, așa este. Care au fost cele mai mari frici ale tale, Monica? Monica. Eu mi-am adus aminte acum, cred că tu mi-ai zis,
când era în ea mică. Ai grijă ce bătălii, ce bătălii îți alegi. Da. Și cred că în adolescență sfatul tău mă... Să nu vorbești continuu. Ține, să, da. Da, mă ține cel mai... Deci chiar este despre... Ai grijă ce bătălii îți alegi. De câte ori taci, că atunci când vorbești chiar să aibă impact, nu? Da, și de unde îmi duc energia? Pentru că dacă mă lupt la tatuaj, s-ar putea să pierd la droguri, da. S-ar putea să pierd la... alcool, o prietenie total toxică. La, da. Da, și deci asta m-a ajutat foarte mult și îți mulțumesc. Sigur de la tine am auzit-o când era inia foarte mică. Mă întorc la ce i-am zis copilul meu de foarte mic. Eu nu cred, nu vreau să-ți conduc viața. Nu ești, eu nu cred că te dețin. Eu nici n-am considerat-o niciodată. Eu nu-i zic ei, ești a mea, cum zice majoritatea oamenilor din jurul meu. Mie mi se pare că e un dar pentru mine și zic mersi că m-ai ales și sunt în preajma ta și te susțin cât pot. Dar am o singură mare rugăminte, să nu-ți faci rău și să nu faci rău. Și asta, de la asta a pornit toată educația ei și tot ceea ce fac în continuare, mă raportez într-una la să nu-ți faci rău și să nu faci rău. Și asta în adolescență crește să-mi fac rău. Da. Față de să faci rău, știi? Da. Asta cu faci rău e relativă și oricum câteodată faci, știi? Că nu știi. Dar crește ceva foarte tare să-ți faci rău, pentru că e pe testare, pe limite, pe lucruri din astea și pe biasul invizibilității, că îi ziceam azi dimineață când m-am rugat o săptămână să-și pună o geacă mai groasă și zicea că eu nu o să-mi fie frig și arătam temperatura pe telefon, știi, e 0 grade. Da, nu să-mi fie frig, îmi pun atât, să nu-ți faci rău. Deci e biasul invizibilității la tine acum activat. Ești adolescenta aia care crede că dacă iese... Și eu am fost așa. Da, și eu ieșeam fără... Da, în tricoul ăla. E dintr-un motiv de cochetărie, evident, probabil. Nu este despre convingerea lor. Sau că doar să, că nu este era chiar, să se pună... Nu, doar este despre convingerea lor. Așa exact. Ei așa simt. Dacă reușesc să te pui în pielea lor, deci e, iar eu cred că reușesc să mă pună cât pot de des în pielea ei, pentru că mi-aduc aminte cum eram eu. Mă îmbrăcam mama când plecam și eu până ajungeam la școală nu mai aveam nimic. Nici fez, nici mai eu, nici... Cred că îmi scoteam și șosetele, dacă se putea. Nu era de cochetărie, că pe vremea mea cred că nu era neapărat de cochetărie. Nu mi-aduc aminte să fost, nu fi raportat foarte mult la cum ne îmbrăcam și nu știu ce. Era despre... serios aveam senzația că nu am nevoie, serios aveam senzația că nu mi-e cald, că nu mi-e frig și așa. Deci ei chiar simt așa, știi? Și atunci mai dai eu mai dau din când în când un feedback la realității și mă poziționez un pic altfel. Ok, simt, știu că se fumează în jurul ei, primul meu impuls este să mă apuc să fac ca om de comunicare, să-i fac o listă de riscuri despre ce înseamnă, știi? Nu să-i zic, n-ai voie. Știu că dacă îi zic, n-ai voie, fix se fumează ce? Că uite, acum simt nevoia să pun această întrebare. Păi dacă tot am deschis... Se fumează. Începem cu fumat. Deci, pentru mine și fumatul este ceva tot ce intră la categoria îmi fac rău. Nu, pentru că sunt părinți care spun domne, decât să fumeze nu știu ce, asta. Mai bine știu și asta, rău că cel mai mic. Știu și asta, lucrez printre ei și recunosc că tocmai cu asta mă lupt. Adică știu profesori care zic asta. Știu profesori care zic asta. Mamă, nu le mai zic nimic, decât mai bine văd fumând decât să-i văd fumând marihuana. Și nu este despre... Eu înțeleg că alegi bătăliile, dar nu alegi rău cel mai mic când e vorba de a-ți face rău. Din punctul meu de vedere, am fost fumător când eram mai tânără, o trag încă, ea știe istoria mea de viață, eu mai amintesc. Din când în când. Este, nu zic, știi, îți interzic și așa, pentru că știu că eu dacă zic că îți interzic va fi fix invers și chiar nu mă risc în felul ăsta. M-am apucat să zic riscurile și toate poveștile astea, după care m-am oprit și mi-am dat seama că eu... că se blochează. Deci li se oprește efectiv ascultarea. Da, am observat pentru cine ne ascultă că lor li se oprește ascultarea sau nevoia asta de a învăța de la când tine. Când intri la teritoriu. Dacă te duci foarte intens, cu o emoție foarte intensă. Da. Pentru cine ne ascultă, un sfat foarte bun este să spui lucrurile grele, importante și grave cu un ton neutru dacă sau poți. Jucăuș. Păi nu, întâi te duci în camera ta, respiri, ventilezi, aștept să scadă pulsul și te oprești. Am tot povestit, de exemplu, înaintea momentelor ei de plecare la aeroport, da? Când își face bagajul, când în timpul pandemiei trebuia să-și introducă toate datele online, că era o cerință atunci.
toate ei se întâmplau în ultimul minut, toate hainele în bagaj aruncate, iar eu, știi cum suntem noi, dacă plecăm într-o călătorie, plănuim cu 3 zile înainte, începem să facem bagajul. Și aveam palpitații, pentru că, și ce făceam, mergeam în camera alăturată și mă gândeam, acum dacă mă duc cu intensitate și spun să-și le așeze frumos, să-și facă din timp, o pierd, mă duc peste terenul ei, cum zici tu, că vezi ceva rău și te duci acolo să o salvezi. Sentimentul ăsta era că mă duc să o salvez de la dezordine, dezorganizare. Stând de vorbă cu mintea mea, mă mai gândeam, a, dar de fapt, care e problema ta, Oana? Care e cea mai mare spirală a gândului în extrema cea mai grozavă? Că fiind așa dezordonată și în ultimul moment va ajunge cu viața ei să fie dezordonată în ultimul moment, să-și piardă capul, să-și uite lucruri, că pare neglijentă cu propria viață dacă toate hainele sunt aruncate ca sarmalele după nuntă. Deci, rău. După ce stăteam cu mintea mea așa, hei, de fapt sunt fricile tale, sunt nevoile tale de control, e nevoia ta de a te simți o mamă bună și de a o trimite din casă organizată cu sentimentul, ah, ce bine am făcut, e totul despre eu, nu este niciodată despre ea. Și mă duceam și stăteam pe scaun și înduram acea dezordine din geamantan cu sentimentul că acum nu e lupta pe care trebuie să o duc. Și dacă mă calmam și ajungeam la puls 65, spuneam, dacă vrei, te ajută, mami, să ți-l organizezi mai frumos. Mami, eu te ajut. Lasă-mă. Nu era nici atunci momentul să-i zic. Și o lăsam așa. Când o vedeam la coadă, că la coadă la în aeroport, la ticket, la bilete, că atunci își bagă datele. Ce chinu. Iarăși mi se punea. Iarăși. Nu, e despre... Se urca bine, mersi, și ajungea unde trebuie, fără să mă bag în valiza ei, fără să mă bag în telefonul ei. Eu am citit articolul atunci, imediat după ce l-ai scris, și tocmai ce plec, trebuia să plecăm într-o vacanță. Și te-ai oprit. Și de regulă, ea își face bagajul de mică, de când merge în tabere. Dar tot așa, stau pe ea să nu uite ceva. Atunci am zis, ia stai să vedem. Să ascultăm pe Oana. Și nu m-am băgat deloc. Evident că a plecat cu lucruri, dar a uitat lucrurile acasă, dar și le-a asumat. Și acum nu mai uită. Să știți că ascultându-vă, mă gândesc că ar fi trebuit să adaug acolo la începutul emisiunii și cum să clădim noi părinții încrederea în copiii noștri. Păi asta cred că e cel mai important lucru, să poți să-i simți că sunt... Trebuie să moară rolul ăla de mami de care el are nevoie. Să știi că eu cred că fiica mea, simt că fiica mea are încredere în mine, pentru că se deschide. Oana, când vine la tine? Pentru ce fel de sfaturi? Nu știu. Toane, dar vine cu lucruri importante pe care îmi dau seama că sunt importante pentru ea, că o simt cum le abordează. Uite că mă spune despre, că a vorbit despre tatuaje. Crezi că te testează? Crezi că te pregătește? Nu. Chiar își spune părerea. Chiar eu o cunosc de mică, e genul care o să... Spune că a luat această hotărâre și doar mă informează. Mm-hmm. Da? Și eu mă pun în poziția în care, da, bravo, doar apropo ce spune doar că îți crește Monica, crește pentru că una este chestia asta, frica de boală, pentru că știi că noi avem un așa, un background pe partea asta. Dar, cu alergii. Da, exact. Și ce înseamnă să stai în spital și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, încerc să-i spun, ai grijă doar ce alegi sau să alegi bine, să fii informată când alegi, atâta tot. Că nu pot să stau, nu pot să-i spun nu. Eu nu am putut să-i spun niciodată, adică să-i interzic să facă un lucru exact, face. Face. Asta nu înseamnă că eu n-am încercat. Și eu am încercat, evident, dar am dat seama de vreme. Monica a spus un lucru foarte... Cred că nu intervine atunci în care îți faci rău sau faci rău. Acolo ar trebui să fie o barieră. Evident că sunt mai multe situații în care spui nu. Și la școală, apropo de educație sau cât de mult vrei să... Dar am încercat să am o conversație cu ea de fiecare dată, din care ea să înțeleagă ce e bine, adică ea să ia hotărârea, deși în spate noi stăm, adulții, care încercăm să le dăm ideile bune, da? Dacă vor să le aleagă sau nu, asta ei o să o facă. Zi. Am dat de la început ghidajul ăsta al familiei, sunt valorile familiei. Dar ce fac acum, totuși, când e adolescentă? Încerc tot timpul să nu mă duc în bucata ei și să ascult ce ciste. Foarte. Eu fac cursuri peste cursuri la modul real ca să învăț să fac asta. Să suprapună și egoul și fricile și să nu reacționez. Da. Am simțit miros de țigară și primul impuls a fost să vin cu regulile și cu... Da. Este ceva inacceptabil, ai atins limita. Și pe aia mi-am dat seama,
ok, ar trebui să stau no. și să o ascult și să văd de ce. De ce? Și m-am dus și am zis, când ești ok, vorbim despre asta, te rog, și îmi spui de ce sau de ce ai vrea. Nu că nu fumez. Știu că nu fumez, dar e aproape. E clar că dacă ai început să miroși a țigară, înseamnă că în anturajul tău toată lumea fumează, înseamnă că e clar. E aproape și vreau să te aud eu pe tine. Ce simți tu acum, în momentul ăsta? Evident că în momentul în care discutăm, mă abțin greu să-mi dau cu părerea, dar încerc să-mi dau cu părerea din mine. Am făcut tot felul de greșeli ca adolescent. Am paletă largă de experiențe, de povesti. I le-am zis întotdeauna ca pe poveștile mele de viață, asumate, cu toate consecințele. N-am încercat droguri, deci nu voi putea să vorbesc despre asta și am tot lucrat pe proiecte din domeniu și știu că asta e marea problema noastră a părinților care au acum adolescenți, că noi suntem pe lângă, noi dacă avem droguri, avem părinți care... Știu părinți care și dacă au drogurile pe masa copiilor, nu le recunosc. Eu nu le recunosc. La trainingurile pe care le-am văzut, am zis că eu nu recunosc. Deci, dacă fii mea, ar putea să aibă în buzunar. Da. Ar putea să aibă orice, pentru că eu nu recunosc. Nefiind utilizatoare și nefiind în temă cu asta. Deci, da, ca părinte, încerc să mă educ non-stop, pentru că sunt lucruri multe despre care nu am habar. Așa mi-a fost ușor să vorbesc despre țigară și să duc demersul, pentru că am trăit-o, știu de unde a venit, știu ce să zic că nu mi-a făcut bine, știu cât de greu mi-a fost să mă las și cât încă o trag din cauza acestui viciu pe care l-am avut doar acolo, câțiva ani când eram tânără, știi? Dar dacă mă apuc să discut, să mă apuc să o întreb sau să discut despre droguri despre care eu am habar, este mult, mult mai greu. Și atunci fac ce recomand și altora. Încerc să mă educ, încerc să mă expun, încerc să vorbesc, încerc să văd realitatea, încerc să fiu acolo, încerc să ajut oameni care trec deja prin experiența asta. I-am zis copilului meu că ea fiind la Toniță și eu lucrând mult cu colegii de la agenția antidrog și văzând în ce hal a evoluat situația și așa și așa, i-am zis... Că ei au foarte mare nevoie de ajutor acolo, cum bine știți. Da. Și am zis ei, nu vrei să te duci să faci niște ateliere de artă cu copiii care acum se străduiesc să scape de această problemă? Și ea, la 16 ani, mi-a zis, serios? Să învăț mai ușor cum să folosesc drogurile? Și m-am retras, știi? M-am retras imediat pentru că mi-am dat seama că s-ar putea ea să fie... Adică că e clar mai conștientă decât mine de pericole. Pentru că eu îndemn tot timpul să facă proiecte în ajutorul altora, dar aici ea a pus limită. Și dar, a dat seama că e greu de dus așa ceva. Pe de altă parte, cred că e foarte greu pentru noi să ne imaginăm cam care sunt modelele lor și de unde și au aceste informații. Dar le putem vedea. Pentru că noi, dacă știm să unde să le căutăm, pentru că noi nu am avut internet care este exact. Acum la îndemâna așa. Lor și care și acolo, de acolo ei își iau anumite modele și niște sfaturi toxice care îi afectează profund și vreau doar să vă citesc niște date dintr-un studiu. Una din două fete afirmă că sfaturile toxice din social media îi afectează încrederea în sine. 80% dintre fete și-ar dori să vorbească cu părinții, dar probabil că nu au cu cine. N-au cu cine să facă exact. Treaba asta. Una din două fete caută sfaturile de frumusețe în social media și știți foarte bine că acolo sunt o soiul de filtre, că de fapt nu este o frumusețe reală și tu ca mamă trebuie să-i explici fetei unde este limita. Să știi că sunt conștiente de filtrele astea. Deja au început să... chiar îmi spune că nu crede tot ce vede. Chiar cumva generația asta, știu că ani în urmă, da, erau copy-paste de pe social media, dar acum fetele astea pe care, de vârsta fiicămii, parcă sunt mai conștiente că ce văd acolo nu este decât într-o proporție foarte mică. Din da, familiile educate. Exact, da. Asta vreau să spun. Da. Poate că și că asta. S-ar putea să conteze că, mediul din care provin și faptul că voi sigur. Puteți să vorbiți mai liber mai cu ele. Da. Dar sunt o mulțime de fetițe care, de exemplu, se înfometează doar ca să arate ca modelele de pe internet. Sunt o mulțime de copii și băieți și fete cărora le este rușine să se dezbrace la ora de sport. Din punctul meu de vedere, copiii aia despre care spui că nu se duc către părinții lor. Nu e vina lor. Adică dar e vina blocajelor noastre, noastre a părinților, care venim și noi la rândul nostru cu tot background. Acum, hai să fim serioși. Sunt foarte mulți părinți care nu s-au trezit nici... Eu m-am trezit la
prima dată la 27 de ani și a doua oară când s-a născut Daria. Eu m-am trezit să mă uit la mine cu alți ochi, am spus Daria. Da, da, da. Datele din care v-am citat mai devreme fac parte din programul DAV, Ai încredere în tine, programul de anul acesta, însă este un program pe care DAV l-a implementat în România încă din 2021, așadar acum este în cel de-al treilea an și își propune această campanie să crească și să consolideze încrederea în sine a copiilor și adolescenților. Și programul a ajuns la aproape 40.000 de adolescenți din toată țara împreună cu partenerii DAV World Vision și Wellbeing Institute. Și aș mai vrea să menționez faptul că este un program sprijinit de către Ministerul Educației și peste 3.600 de profesori au beneficiat deja de resursele programului DAV Ai încredere în tine. Și voi, dacă vreți să consultați materialele care sunt puse gratuit la dispoziția părinților și a profesorilor, puteți să intrați pe dav.com/ro/încredere-în-tine.html. Ideea e că noi trebuie să interceptăm rădăcina acestor căutări. Exact, da. În fereastra de vârstă la care copilul deocamdată nu dă semne în exterior că își pune astfel de neliniști întrebări pe tava sufletului. Da. Fetițelor le apar între 10 și 12 ani, atunci când încă sunt fetițele noastre și încă ne ascultă și sunt oarecum cooperante și acceptă și au nevoie de atingerea lui mami, încă mami e mami, au o furtună de întrebări interioare pe care nu le verbalizează despre cine sunt eu, dacă sunt suficient de frumoasă, de deșteaptă, dacă atunci când ies la tablă nu cumva se uită cineva la fundul meu, la picioarele mele. Sunt câteva întrebări pe care le au atunci și care atunci trebuie interceptate, deși ele nu le verbalizează. Noi trebuie să știm că între 9 și 12 ani apare foarte mare nesiguranță de sine. Este un alt program al naturii, al sistemului nostru biologic, de a ne duce către supraviețuire. Ea trebuie să individueze, trebuie să învețe cine e. Și primele semnale sunt, mamă, e cineva mai frumos în clasă decât mine. Eu mă amintesc și ca elevă, mi se păreau întotdeauna colegele mele, ori mai frumoase, ori mai bine îmbrăcate, ori mai deștepte, ori mai... Ți se pare tot timpul că tu ești o excepție de la ceilalți care par cu toții să se simtă bine, să fie în autoritatea lor. Toți avem frica asta că omulețul ăsta din interior e cumva altfel decât ceilalți, toți avem aceleași frici. Și foarte important pentru cei care ne ascultă, dacă aveți fetițe acum 9, unele încep și mai devreme în familie educate de la 8 ani și pun fetițele întrebările astea, să le dăm modele de frumusețe feminină autentică. Și sunt foarte multe femei, amazoane, profesioniste, gimnaste, sportive, dansatoare, care lucrează cu corpul lor în manifestarea lui cea mai autentică. De exemplu, săptămâna trecută la clasa a patra aveam un text cu spărgătorul de nuci și le-am arătat un balet cu spărgătorul de nuci. Au început toți să râdă îngrozitor de tare în timpul baletului pentru că li se vedeau toate protuberanțele corpului balerinilor. Asta a fost un prilej extraordinar, i-am lăsat să râdă, exact vârsta aia în care nu mai erau atenți la tema artistică, erau atenți la pantalonii strâmți ai balerinului și chiloții balerinei. Da? Și verbalizau că se dă. A fost un moment foarte important, după ce am lăsat să râdă, să le povestesc despre ce înseamnă să nu-ți fie frică și să nu-ți fie jenă de corpul tău. Da. Le-am pus pe urmă câțiva balerini care exprimă cu corpul trăiri puternice. Imediat s-a oprit din râs, continuau să vadă ce se vedea, dar trecuseră în planul următor. Eu cu corpul meu exprim, eu de corpul meu nu mi-este frică. Eu pot să exprim și să ajung profesionist în exprimarea liberă, autentică, fără măști, dar cu multă muncă. Deci noi trebuie să-i prindem în perioada asta încă vulnerabilă, în care ne ascultă și se impresionează de ce le spunem și să deturnăm un moment pe care probabil alt profesor sau alt adult l-ar fi tranșat. Uite ce nesimțire, nu apreciați, nu știți să vă purtați, nu înțelegeți. Să-l deturnăm în favoarea copilului o colecție de genul sărbătorește-ți propriul corp, cu corpul poți să exprimi. Cu o față nemachiată sau cu, nu știu, un corp care-i doar al tău, poți să exprimi și să comunici mai mult în lume decât adoptând un stereotip de pe Instagram.
toate lecțiile astea trebuie să le intre în sistem în intervalul ăsta de oportunitate, 9-12 ani, când sunt încă foarte fragili și impresionabili. După aia nu prea îi mai prinzi, decât dacă le ești ghid, dacă le ești prietenă, dacă știi să tași la momentul potrivit, dacă îi găsești un alt mentor, un psiholog, un, nu știu... chiar un profesor. Un profesor. Dacă deci, după așa aia, șansă, da. După aia nu-i mai poți fi model tu, decât dacă te reinventezi total, trebuie să te gândești pe cine altcineva trebuie să aduci în viața copilului tău, indirect, cum ai dus-o tu pe Daria la cai și a devenit sportivă și a făcut, adică și-a pus energia cu alți oameni în alte modele decât tac, 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 vocea mamei, tot, 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 vocea tatălui. Deci de la 12 ani încolo copilului tău trebuie să-i aduci mentor și modele. Până la 12 ani, dacă ai reușit să-i bagi programul... Modele bune, aș... Da, modele bune, că astea modelele proaste sunt întotdeauna, peste tot în lume. Adică nu ne, noi ne cramponăm de social media, dar și pe vremea maică-mii, când povestea la colț, la țară, la ea, ce făceau fetele când ea era deșteaptă și nu făcea, și atunci erau influenceri, doar nu erau atât de... La îndemână, la, poate. Ba da, măi, erau tot... Eu erau în clasa 8 am avut erau colege care au rămas gravide, da? Și am avut. Erau acolo, lângă mine, la colțul străzii, mă jucasem cu ele pe stradă, toată copilăria. Adică tot influențe proaste avem peste tot, să nu ne dăm acum bătuți. Doar că, probabil că acum cantitatea este mai mare. Nu e mai mare, nu. Toate generațiile au tentațiile lor. Toate generațiile. Nu cred că e social media. Este faptul că în gologia asta adusă de social media, noi uităm să le dăm copiilor modele bune și avem așteptarea de foarte de mici să presteze ei. Avem așteptarea ca la clasa întâi deja să fie atenți la oră, când nimeni nu le-a format atenția. Avem așteptarea ca la clasa 5-a să fie responsabil, să-și facă temele la timp, când nimeni nu i-a învățat sisteme de gestiune a timpului și a priorităților. Asta e o chestie care se formează. Avem așteptarea ca la 13 ani să spună, sau la 16 ani să spună nu drogurilor, când eu n-am exersat niciodată cu copilul meu centrul deciziei. Da? Și atunci ne trezim că societatea, că mass media, că dăm vina când e la noi în grădină, e la noi în grădină. Ce mușchi interior l-am format. Să nu ne iluzionăm. Și un copil bine educat și format, în intervalul ăsta 16-21-22 va încerca de toate. De toate. Important e să nu le cronicizeze. Ei sunt o generație care vor să expandeze, vor să atingă alte planuri de conștiință, vor să se simtă liberi, fiindcă sunt și o generație foarte stresați, comparați măsurați. Și vor încerca. Fata ta va fuma, fata mea a fumat, probabil că și fumează și acum, nu știu, de băut au băut, nu zic că e normal, dar toți o să treacă prin tunelul ăsta. Se cronicizează doar la copiii care s-au simțit singuri în prima copilărie? Sau unde părinții nu s-au reinventat și n-au ieșit din zona taca-taca-taca-taca-taca critică. Asta, și la copii care nu-s văzuți cu sufletul de acasă și sărbătoriți, așa cum sunt ei, prost, toți, simpli, nu știu cum sunt mamele, al meu nu se străduiește destul. Asta e al tău, iubește-l, da? Nu-l corecta tot timpul. Da, 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 practic asta am vrut să zic mai devreme, este despre... ca să poți să asculți, trebuie să fii ok cu tine, știi? Și cu alegerile tale și să nu te apuci să reacționezi imediat la ce zi. Ea, dacă vine odată către tine și zice ceva nu mai și, vine a doua ori. Și categoric, tu te apuci să-i faci moral categoric. În secunda doi, a doua oară sau să zici da, dar... Adică, da, apucă exact, la mână, știi, da, tu mai un da, cum ai zis, tu vreau să mă tatuez, da, dar să ai grijă că, băi, nu spui da, dar imediat. Da, nu spui imediat. Și cu mami, și pe unde? Mai mintitel la început, ca să nu regres, la ce, hai că alegem împreună salonul. Ia să vedem ce model ți-ar părea. Deci, ți-ar plăcea. Te duci întâi și alegi futurașul, scorpionul. Lasă-mi un timp de gândire și o să-ți dau un răspuns. Cam așa abordez în ultimul timp. Tehnica este să-l... Da, cred că e mai bine decât da, dar. Da, da, da. Da, niciun caz, da, da. Da, dar și-am văzut... Eu pe Oana o urmăresc de mult și am luat de acolo tot ce mi s-a potrivit și am experimentat. Până și relația ei cu Carla, mi se pare că am învățat enorm din tot ce ai povestit. Mulțumesc. Și chiar așa și este. Am câștigat în experiența asta de părinte. Criza aia de la 45 de ani, când, exact. Cam când copilul tău e adolescent. Sau așa. Când ai copii mici, că n-a depinde când sau faci. Așa, da, dar încă ei nu se zic la... Tu ești, chiar dacă ai o vârstă, păstrezi tinerețea aia relației maternale. Dar la 45 de ani, când el se individuează, și eu am 45 de ani și el are 16,
apare o criză majoră și în existența mea ca mamă, despre care se vorbește că e middle age crisis, dar criza este asta, de fapt. Hei, până acum am bifat totul, casa, soțul, soțul numărul 2, copilul, liceul, mașina. Mamă, sunt într-un moment acum în care fiimea îmi închide ușa, eu sunt împlinită și parcă nu simt nimic în interior. Nu simt momentul ăla în care cineva îmi dă o medalie. Mamă, ce mamă am bună reușit, ai fost, nu? Ai reușit. Totul este back to zero. Ai senzația? Da. Ai văzut? Frate, m-am chinuit atât și sunt înapoi la punctul zero. Ce să fac cu mine în momentul ăla? Că toate astea de până acum au fost niște măști, niște calcule, niște orgolii personale. Acum copilul meu se trezește și mi-arată, păi, nu e despre ce ai reușit tu, mulțumesc, te iubesc, dar acum lasă-mă pe mine. Lasă-mă pe mine înseamnă, dar eu cine sunt în momentul ăsta? Sunt și bătrână, nu? Mă apropii de menopauză, nu mai găsesc nici soțul numărul 3, nu mai găsesc nici slujba numărul 4. Haide să mă duc călare peste copilul ăsta, să-mi arăt în continuare că sunt o mamă bună. E proiectul vieții, nu? E proiectul vieții mele. Uite, pare mi se că iau o decizie proastă. Sigur că va lua decizii proaste, dar eu trebuie să-l fi echipat până acum să nu se cronicizeze deciziile proaste. Că asta e teama părinților. Vor să măture imediat un gând rău, e decizie proastă. Nu! Dă-te înapoi și ai încredere. Ce i-ai dat, i-ai dat. O decizie proastă. Ce faci tu, părintele? Nimic, lași să o ia. Nu mai e ce să-i faci. Nu. Ești acolo. Nu. Ești acolo pentru nu el. Nu faci un comitet de familie. Nu. Îl susțin la un metru roșu. Afară de situații în care spune fizic, nu știu, îl găsești în șanț, Doamne ferește. Da. Nu. L-ai echipat, acum te dai înapoi și ai încredere și ai răbdare că el va privi încrederea și răbdarea aia ca o sursă de lumină, ca un soare la care se poate întoarce de câte ori se simte rău. Vă dau un exemplu acum. Sunt foarte curioasă, pulsează, împalpită totul, să aflu dacă fiimea are un iubit sau dacă se pupă ceva acolo, da? Iese ceva. Trebuie să nu pun întrebarea asta în niciuna din zilele, că vorbesc zilnic cu ea. Deci îți vine să o pui în fiecare zi, nu? Deci îmi vine să mă gândesc cum să iau pe de departe, să-i povestesc, să-i spun cu băi. Și vine ziua Z, în care am stat cu minte săptămâni întregi, în care primesc la două noaptea, că da, pe alful surar, mesaje lungi despre băieți și ce s-a întâmplat. Deci vine momentul în care capitalizez în sfârșit ce aflu și bineînțeles când vine să dau repede un sfat, știi că și pe ăla mă opresc, azi noapte am primit mesajul ăsta și am zis, dorm acum, revin mâine dimineața, am ascultat și mă gândeam, mamă ce tare, hai că nu supra-reacționez. N-am mai dormit o oră că aveam numai sfaturi. Dar numai sfaturi bune despre bărbați, femei și ce. Dar dacă am așteptat atât, a venit. A venit momentul ăla confesiunii, momentul în care are nevoie de înțelepciunea mea. Dar nici atunci nu trebuie să supărați. Și cum îi dai aceste sfaturi? I-am dat dimineață când am fost calmă. Așa relaxată, relaxat, nu? Și cu o voce, poate și ascultă. Și nedormită. Cu o voce liniștită. Și cu ochii de cafea. Și eu cu ochii liniștită, că e normal, că asta au simțit toate femeile, că orice relație se consumă în 3 minute, în 3 zile sau în 3 luni. E normal să respingi, nu trebuie să-ți fie milă de omul respectiv, trebuie să-și susțină. Dar iarăși sunam ca o profesoară și parcă mă auzeam la capătul celălalt, ștergeam delete. Încă o dată. Așa, ca o femeie relaxată care are încredere. De ce? Pentru că în căutarea asta treptată a tonului cel mai bun, celui mai bun, nu e doar strategie, este și modul meu de a mă reactualiza și repoziționa ca femeie față de următoarea femeie din familia noastră. Eu nu mai are destinul ei. Și atunci trebuie să-i dau cât mai neinvaziv mesajul, cât mai puțin despre experiența mea de viață. Da. Și cu foarte multă încredere că tu știi ce ai de făcut, lasă că știi tu. Și cu umor. Adică... Ție-ți iese după exersări, după tensiune în corp, după amânarea momentului de suprareacție, că sistemul nostru nervos e încă uliu, vulturoaica protectoare. Și mai funcționează cu copiii sentimentul ăsta, băi, eu până la urmă sunt bătrâna tribului și am o ancoră. Eu dacă vin și te prind odată, te ancorez imediat. Mie nu mi-e frică că tu acum nu știi ce să faci cu băieții, cu fetele din viața ta. Eu te văd că te miști, te văd că te pierzi, te văd că ai emoții, te văd că ești surescitată, așa.
dar eu am înțelepciunea asta, toate fetele trec prin astea, las că ne vedem noi și te ancorez imediat. Cum te ancorez? Nu-ți trag una la fund, o să fac morală, că e târziu pentru asta. Și acum o folosești. Dar îi dau liniștea și încrederea mea că toate lucrurile astea vin și trec și sunt aici lângă tine și umorul ăla, hai, gata, las-o că asta nu e așa, o mare tragedie, toate... Trebuie să ai încredere și în tine ca femeie cine ești, că dacă spiralezi în copilul simte asta și face cele mai mari greșeli. Mama mea a fost foarte iubitoare, dar anxioasă, nu m-a ancorat. Mi-a zis niciodată, hei, ăsta e adevărul, ia-o de la o bătrână, liniștește-te. Nu, și a spiralat odată cu mine în neliniștile mele și aproape că am ajuns să nu-i mai povestesc nimic, fiindcă nu mai suportam să o văd că se înroșește, că-i palpită inima. Asta trebuie, să ne ancorăm biologic într-un sistem nervos propriu, liniștit de om înțelept, care știe că copilul trebuie să treacă prin tot vârtejul ăsta ca să maturizeze. Deci așteptați, la mine it pays off, adică vine ziua răsplatei în care aflu. Da, dar trebuie să tac mult. Într-o ligă mult prea înaltă pentru noi. Oana, de ce ți-e frică ție? Am fost de curând într-un retreat, unde aceeași întrebare mi s-a pus și am spus că mie nu mi-e frică de nimic. Pentru că așa simt. Acum, nu mi-e frică de nimic. Ai trăit, ai trecut prin multe și ești pregătită să le treci. Așa, când te gândești la ea și o vezi acum și... Nu mi-e frică, pentru că am încredere. Am încredere în ea, în primul rând, și am încredere că am făcut ce trebuie în relație cu ea. Știi că o să asculte fiica la podcast. Nu, sincer, asta am spus și acum. Deci aceeași reacție a fost când am spus că nu mi-e frică de nimic, la fel. Chiar asta e sentimentul meu. La momentul ăsta, 13, aproape 14 ani, chiar am încredere în copilul meu. Că eu aș face o listă acum, dacă mă întreba. Pentru că nu, ideea că ți-e frică, dar trăiești cu ea. Adică trăiești și o îmblânzești. Ți-e frică, ai frică și tot timpul. Și eu am avut azi noapte, am visat-o, că era în închisoare. După aia, adică mintea mea a spiralat după ce a dormit în panică. Și eu am o listă lungă. Și eu, și eu nu vreau să vin cu lista mea lungă și încercam să fac un top și să zic doar pe aia. Dar e bine că lungă, să nu mă facă pe mine o excepție, știi? Toate avem frici. Și mie mi se pare că faptul că am frici și dacă le pun pe invers, ca pe sursă de atenție, prezență, nu știu ce, e de bine. Mi se pare inconștiența mai periculoasă în relația asta. Adică să n-am nicio frică și te știu pe tine, tu trăiești bine cu frica. Trăiesc, am fost nevoită. Da. Dar mi-am făcut top. Așa. În timpul ăsta foarte scurt, nu mi-am pus întrebarea asta. Cred că cea mai mare frica mea, și e despre mine, nu despre ea, este că aș putea să nu-mi duc misiunea până la capăt, să pățesc eu ceva pe parcurs. Eu sunt și mamă singură și asta nu înseamnă că nu are suportul tatălui, să nu vorbesc în sens negativ, dar mi-asum rolul ăsta de mamă. Cred că asta e cea mai mare frica mea, că nu-mi duc misiunea până la capăt, că nu o să fiu acolo. It never ends. Exact. Mă rog, există un moment al când el devine adult, cumva autonom și se poate întreține și susține singur așa, și cred că asta e frica mea cea mai mare. Că aș putea să nu îi fiu alături cât are nevoie. Dar îmi dau senință. Și legat de, nu știu, de anturajul lor, ceva ce părintele nu poate să controleze, că e copilul la școală, că e copilul... Ba poți controlezi. Și mie mi se pare foarte important să poți controlezi. Și nu controlezi cu nu face aia și nu face aia, ci tot așa, fiind alături, mie îmi vine și îmi spune câteodată. Și așa mă enervează că toată lumea te vede mama cool și pe mine mă enerveze acasă și așa. Da. Atunci eu zâmbesc cu mustață, așa, știi, pentru că nu știu dacă am făcut-o conștient sau nu, dar dacă am făcut ceva în anii ăștia, m-am apropiat mult de adolescenți și de adolescenți în jurul ei și n-am făcut-o fals, ci că îmi sunt cu adevărat foarte dragi și foarte deschis. Adică îmi consumam foarte multă energie în alte direcții, până când ea a început să se ducă în zona, evident, de o viață lucrez pe proiecte pentru copii, pentru femei și nu știu ce, și ușor, ușor, fără să-mi dau seama, m-am dus spre zona adolescenților. Dar odată cu ea, spre zona adolescenților, i-am descoperit, am început să fac ce mă pricepe mai bine, să inventez proiecte pentru ei, să fiu lângă ei, să... Când era ea mai mică, o trăgeam și pe ea în proiectele mele, știi? Acum nu mai vrea. Pentru că e pe diferențiere, am înțeles, am citit, știu că e pe diferențiere, nu mai insist pe zona asta de nicio culoare, vine când vrea, cum vrea, când vine pe acolo, zic să rămână, o iau ca un bonus de la Dumnezeu, dar în rest nu mai e despre asta, știi? E despre a fi în lumea ei
și de a-i vedea cu adevărat și de a pune lumina pe lucrurile frumoase, pentru că sunt foarte multe lucruri adică frumoase. Adică îi aduci în casă prietenele, stai cu ele de vorbă, adică ce te faci ești cu ele, cool, da. ce faci tu de știi adolescenții din jurul ei? Nu, dar nu, eu nu mă consider mamă cool. Nu. Zice ce ea, formă de cum îi știi anturajul? Cum ai te apropiat de anturaj? Păi nu știu, n-am zis niciodată nu... Ba din contră, iubitul ei, dacă e să vină să doarmă la ea, prefer să doarmă la ea. Asculți pe la ușă ce vorbesc fetele nu, între nu. ele? Nu ascultă la ușă, nu. Deci chiar nu ascult pe la ușă, cred că nu ascult pentru că țin la nervii mei și la faptul că nu cred că m-aș abține să comentez, știi? Stai puțin. Așa, iar 16 ani. 16 jumate, 17 aproape. Și are un iubit și iubitul vine și doarme la voi. Mai nou, da. Okay. Și am preferat să... Și am fost ok cu asta. Da. Ea a spus sau a fost propunerea ta? Evident că n-a fost propunerea mea. Am încercat să mă țin cât mai departe de genul ăsta. Deci astea vin în valuri. Da, de bine, da, astea, da, vin da, în păi valuri. Bine, spune-ne, pregătește-ne. A venit ea cu propunerea. Da, era frig afară. Și mai bine. Și îmi zice, știi, putem ieși să dârdăim pe afară și să... stăm nu știu unde așa, sau poate să vină la noi și să stăm, să poate să vină la mine și să stăm să vorbim la căldurică, da. Tu oricum ești acasă, deci stai liniștită, nu? Nu se poate întâmpla nimic, așa, așa, poate să vină să doarmă și el să nu se mai plime, în București, distanțele da, mari, și poate să vină sleepover, da, 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 exact, ei fac foarte mult sleepover la ăsta, da, adică da. Ei se duc la petrece da, și după aceea rămâne acolo, acasă, știi? Da. Și poate să facă sleepover Vlad la noi și eu am zis... Recunosc că prima impresie, prima reacție deja. Da. Așa, am respirat, cum zici tu. Stai un pic să mă gândesc. Da, mă rog, și am pus limita. Da, dar doarme în sufragerie. Ai, mă, mamă. Ai răbdare, măcar cu mine, dacă nu cu tine. Și n-a murit nimeni. Da, evident că m-am străduit să stau, să-mi văd eu de treaba mea și de fericire am o casă mare. Și n-ai stat să-i ascult. Și n-am stat deloc să-i ascult și nici noi n-am stat să-i... Dar nu o fac pentru ei, o fac pentru mine, pentru că ți-am zis, că nu cred că duc să nu mă apuc să moralizeze, așa, și atunci ca să pot să stau în banca mea, le dau încrederea. Da. Și după aceea, ea știe că e până la proba contrarie. Adică îți dau încredere până în punctul în care se întâmplă ceva și tot tu vii și îmi spui, știi? Da, presupun că discuția aceea despre... De la 4 ani vorbește despre sexualitate. Da, așa, cum e. Va fi avut, exact. Asta vreau să spun ca să... Și vorbim, toate etapele am trecut, prin toate etapele. Adică de la 4, de la 5, la 6, la 10, la sex, așa. Și astea vin natural, nu mai e un șoc. Exact. Da. Și acum, da, și te anunț eu când o să fie, când o să facem dragoste, te anunț eu. Și eu zic, I'm okay, I'm here. Adică știe că poate să primească, dar pare acum, mă simt un pic ca și nu cum e, nu, e, nu e nimic, pentru că eu știu de la 16 ani, știu și la fimea, anturajul, știu ce făceau la petreceri, alegeam să le pun la dispoziție un spațiu ca să știu ce e acolo, veneam dimineața chipurile la curățenie și mă îngrozeam ce e acolo, strângeau fiecare câte un prezervativ de pe jos sau băutura. Știu că se petrece asta la și 16 ani cu ea, da, foarte mult. Noi avem de mici chestia asta să vorbim despre alți oameni. Cine a început, cine și-a început viața intimă. Pentru ei nu e așa pentru o mare chestie. Pentru noi este. Și, de fapt, ne adresăm părinților. Deci asta știam. De ce? Pentru că am obișnuit-o cu tehnica aia pe care o tot spun, bârfa oamenilor din jurul nostru în sens pozitiv, adică să-i citim și să-i diagnosticăm critica de mine. Făcând asta des cu copilul meu, fiindcă a trăit lângă familii întregi, i-am mai povestit de dinamici relaționale, copii, supărări, certuri, am făcut asta și despre prietenii ei, dar nu la modul urât, cine ce. Natural, în ce stație este fiecare cu viața lui în momentul ăsta, da? De câte ori a schimbat prietenii sau iubitele? De ce îi se întâmplă asta? Cine se duce oricum din nevoia de dragoste? Cine așteaptă? Și deci toate tiparele astea relaționale care există și în viața de adult au devenit concepte în discuția noastră, nu? Mm-hmm. Și atunci, pe harta asta relațională, de câte ori s-a întâmplat, nu știu, am văzut clar ce se întâmplă la 16 ani, da? Adică ce spune ea, pe mine nu mă sperie, poate pe ăștia care aveți copii de 5-6 ani nu vă dați seama că asta se întâmplă, dar copii buni care navighează bine prin viață, știu ce vor, știu ce fac, acum sufletește cum și e fiecare, știi cum e, și la cel care așteaptă și găsește pe unul și pe ăla al ea e suferință, nu?
și la fetele care cunosc relații mai multe și până la urmă își dau seama cine sunt și ce vor de la un băiat și invers, pot să aibă un viitor foarte bun. Deci fiecare are destinul. Important ca ăla de 16 ani să știe că mama e acolo. Așteaptă, da, acolo, indiferent. Și că nu judecă și că nu s-a apucat să... Da. Voiam să zic că în proiectele mele pentru adolescenți, din fericire, mă rog, lucrez și cu psihologi, cu așa, unii mai deștepți așa, și am făcut niște... Am pus întrebări multe și m-a șocat că atunci când i-au întrebat colegii mei pe adolescenții de 16, 17, 18 ani care erau în sală, care sunt cele mai mari provocări ale lor, ghiși care a fost primul? Părinții. Da. Relația cu părinții. Da. Presiunea părinților. Iar, din păcate, lucrând cu atâția psihologi așa, care au cabinetele și psihiatri și așa, care au cabinetele pline de adolescenți care se sinucid, care se taie, care încearcă droguri și așa mai departe, noi uităm că principalul la cauză suntem noi părinții, care am încărcat cu foarte multe, pentru că vin din presiunea, da, vin de, da, de ce ai zis tu, da, că facem din copii misiuni de viață, că facem, da, din copii ceea ce noi n-am avut, nu știu ce, și m-am strădacă. Mă străduiesc să fac ceva, fix asta, mă străduiesc să nu încarc cu lucrurile astea. Ba, chiar eu am exagerat, pentru că eu am făcut școală de artă când eram copil și la un moment dat mi-am dat seama că nu o să fac performanță și m-am oprit. Și pentru că știam atâta teorie de la voi că ai tendința de a proiecta pe copil, eu mi-am lăsat copilul până la 3 ani jumate să nu meargă în direcția ei, invers, ca nu cumva să o încarc cu neîmplinirea mea, știi? Și noroc că era la o grădiniță unde era un psiholog inteligent care m-a chemat și m-a bătut la ușă și mi-a zis: fata dumneavoastră este exagerat de bună la arte, exact, luați-o și duceți-o acolo, la arte. Da. Și eu eram, și atunci am conștientizat că m-am dus în extrema ailaltă, știi? Mm-hmm. Că eram cât paci să nu o s-o simt pe drumul ei, pe nevoia asta de nu cumva să o încarc, știi? Nu, și e frica aia moștenită că dacă nu ești foarte bun în domeniul tău, nu te realizezi. Avem povestea, nu e adevărat. Da. Sunt atâtea domenii acum de creație în care și un artist mediocru spre bun are poarta lui de intrare. Adică deci nu mai este, domnule, să fii excepțional, nu te mai duc la școala de artă, nu mai faci zi canto pentru că pare că nu ai... Nu, lasă copilul să exploreze, pentru că e posibil să fie poarta lui pe acolo într-un domeniu border, la linie între cele două. Poate nu și o okay să fie așa. Da, și da, ok, da, așa. Poate înregistrezi jingle-uri. Poate suntem foarte mulți care ilustrezi cărți pentru copii, da, și faci bani foarte mulți, fără să trebuiască să deschizi o expoziție. Adică există multe domenii pe care noi nu le mai anticipăm, categorii, că nu știm despre ele și care sau categorii, design pe web sau care, uite, da, cum are, da. Sau știi cât, apropo de ce talent are Daria pe grafică, da, și ce bine, da, să plătesc picturile astea pe pereți de gen eu graffiti. Eu încerc să sau... explic, da, dar da, ea încă este într-un bula ei de explorare, exact. Și foarte chiar. Și exact, și o las, îi ofer tot suportul meu în sensul că dacă are nevoie de materiale sau ceva, dar nu știm unde o să meargă. Și sportul, apropo de... Eu când eram copil am făcut sport de performanță, dar dintr-o întâmplare n-am putut să continui. Și toată viața, când ea a început să ceară sporturi, am lăsat-o să ceară ea. Eu n-am dus-o niciodată către sporturile acelea două pe care eu le-am făcut. Dar tot așa, de fiecare dar, nu, exact, pentru că nu am vrut, pentru că Oana iar mi-a fost model. Da, model. Și am lăsat-o să... Ea a făcut, cred că a încercat 15 sporturi. Da. Și la toate era perfectă. Toți antrenorii mi-au spus: copilul ăsta e făcut pentru acest sport. Dar dacă ea spunea nu mai vreau, n-am insistat. Oprai, da. Da. Până asta când... și pentru că ea avea... Da, are un fel de a fi și spune, nu. E mai bine să fim prietene decât să ne contrăm, că și eu sunt încăpățânată și ea e la fel. Dar metoda nu e universală. Eu am sfătuit părinții copiilor care refuză la un moment dat și refuză să treacă de punctul ăla dureros și să continue. Dar având în vedere relația ta cu Daria și știind că fiecare copil e particular, da, în felul lui, până la urmă s-a ales ce sport face. Exact, adică exact. Ea s-a dus... Instinctul ei a fost. Echilație. Și al meu să mă las... Dacă las să manifest. Da. Eu nu pot altfel. Chiar da, nu pot și altfel. Trebuie să-l vezi într-o lumină bună, pentru că natura umană are tendința să se ducă în lumina în care o vezi. Copilul
se duce acolo unde așteaptă ochii tăi și dacă așteaptă într-o zonă luminoasă și el tinde, dacă așteaptă ochii tăi într-o zonă pesimistă și care proiectează negativ, se duce așa și el acolo. Sau dacă ochii tăi sunt într-o altă direcție apropo de... Sau deconectat, sau da, criti, mai... sau cu spâncene ridicate. Cea mai mare problemă pe care spui, Monica, că au semnalat-o adolescenții și îmi se pare dureros, da, adică nu au spus cum ne gândim noi, droguri, alcool, ci au spus relația cu părinții, presiunea părinților. Și o corelez cu răspunsul acesta din sondajul din care am tot citat, 80% dintre fete și-ar dori să vorbească cu părinții despre gestionarea sfaturilor toxice din social media. E un, o campanie din 2023 făcută de cei de la DAV, ai încredere în tine și în social media. E atunci, într-adevăr, ne avem poate un răspuns și răspunsul e la părinți. Da, da. Eu că dacă ai zis de DAV și să vorbim un pic de frumusețe, că și aici mi se pare că subiectul e foarte sensibil și tot așa foarte... Avem noi ca adulți pretenții de la ei, dar noi nu ne raportăm la ce fel ne manifestăm noi. Eu mă duc cu copilul meu la cosmetică, la epilat, la... deci mă duc împreună cu ea. De cât am putut, de cât de mic a putut, sau a vrut, sau așa. Adică fac tot felul de lucruri împreună cu ea. Era să zic cărat-o după mine, dar ea reală asta. De când e mai mică, da, poți să o cărat-o după aceea mine, le place fetelor. La operă, la teatru, la tone de evenimente pe care le fac eu. I-am zis tot timpul că poți să și faci lucruri. Când a făcut lucruri, i-am dat salariu pentru ce a făcut, ca să nu simtă că face ceva, adică să se simtă valorizată. Am lăsat-o, sau mă rog, m-am străduit cel mai mult să o fac să experimenteze lucruri. Mi-a dat reject după, la un moment dat, și am stat în banca mea. Mi-a zis că vrea să încerce diverse lucruri. Evident că vrea și fata mea tatuaj. Cum aș putea să... Și m-am gândit cât de ipocrit aș fi să zic nu, ținând cont de faptul că eu am tatuaj. Adică... Iată ce normal ești. Toți cei din jurul meu, așa, și că știu ce a însemnat pentru mine tatuajul. Și am zis, și m-am întors tot la... Nu ne facem... Mă gândesc că legislația e făcută ca tu să-ți faci tatuaj mai târziu, pentru că mai târziu ești mai așezată tu în tine și s-ar putea să alegi varianta aia de desen cu care să fii mai ok o lungă perioadă de timp, știi? S-ar putea ideile pe care le ai la 12-13 ani să nu se mai regățească. Hai să mai așteptăm ce zice legea. Nu, asta e deja o discuție gata făcută. Suntem în acel punct în care așteptăm vârsta de 16 ani. Deci nu, noi nu mai avem... Da, i-am dat și explicația de ce e legea așa. Nu e că e legea așa, că așa zice legea, ci că e foarte posibil. Selecția preferată. E foarte posibil ca mintea de la 16 să nu se mai întâmple. Acum, breaking news, tatuajele se pot șterge, există tehnologie. Mi-am primit și replica asta și i-am explicat că e totuși un pic mai greu să faci chestia asta. Și o să fie din ce mai ușor când ajungi la vârsta regretelor. Piercing sau mai știu eu ce alte. Mă raportez întotdeauna la sănătate, știi? Și la ce ți-am zis, nu îți face rău. Și la bunul simț, ca și piercingul. Mie îmi plac piercingurile, dar nu îmi plac așa peste tot. Extra. Aici este echilibru. Pentru tine s-ar putea să fie diferit de... Este adevărat, dar acum eu, dacă ea o să vină să-mi spună că vrea să-și facă piercing în sprânceană și Oana o lasă să ducă la școală așa... Nu, păi nu. Asta le-am spus, că nu la școală. Dar dacă are două găuri, da? Eu mi-am făcut singură coacu în baie la, în clasa 10-a, a doua gaură. Da? La și-a făcut rău. Nu mi-am făcut rău, pentru că îmi doream atât de tare, am stat ascuns așa o lună de zile, că nu știam ce să-i fac, mama mă tot mângâia și mă turea și strângeam, deci nu. Dar i-am spus, ok, cu găurile în urechi sunt de acord, îți lași părul să nu se vadă și când te simți pregătită, îmi spui și mergem, mai fac și eu una, îmi facem amândouă. Datele din care am citat ceva mai devreme fac parte din programul DAV, Ai încredere în tine, din acest an, însă e un program implementat de cei de la DAV încă din 2021, așadar sunt în al treilea an și acest program își propune să crească și să consolideze încrederea în sine a copiilor și adolescenților și deja programul a ajuns la aproape 40.000 de adolescenți din țară cu ajutorul partenerilor World Vision și Wellbeing Institute. De asemenea, e un program susținut de Ministerul Educației și aceste materiale care se pot descărca gratuit de pe site au ajuns la peste 3600 de profesori.
secretul așa relației, științific vorbind, este între cele două sisteme nervoase, al meu și al copilului meu, există toate tipurile de flux, de informație, da, de greșeli, de orice, sunt, da? Nu da, e nimeni. Da, da, da. Important e să nu fie tensiunea aia care creează prea mare reactivitate în copil. Exact. Adică să n-ajungi tu să educi o reacție din aia și o apăsare și un mod de a spune lucrurilor, indiferent de bine, de rău, încât să-l setezi și pe el, că el în oglindă cu tine se formează până la 12 este, ani, da, să-l setezi și pe el să fie reactiv la lucruri. Sigur că mami, dacă este fermă în a pune limite, doar găuri în urechi, copilul ăsta o să ducă mâine să-și facă găuri și prin altă parte. De ce? Fiindcă de 12 ani încolo e un șoarece și pisică între voi, o dinamică relațională de luptă sau de te prind. Deci trebuie să fii atent dincolo de cuvinte, dincolo de ce spune psihologia, dincolo de ce spun podcasturile. Care energia corpurilor noastre? Sunt pe luptă cu fiimea? Sunt pe replici, pe ping-pong? E clar că ea va acționa în viața ei pe fumat, pe sex și băutură din zona asta reactivă. Sunt pe critică, pe îndârjire, să te măsor? E clar că ea va face pe ascuns toate lucrurile astea, pentru că are ochiul ăla deschis larg în spatele. Am trecut prin toate fazele astea de-a lungul poveștilor tale. Sunt pe calm și pe respirație și da, pot să-mi autocontrolez sistemul nervos? Probabil că și ea, când va fi în anturaj nasol și toți vor zice, hai, fii cool, bea cu noi, o să fie și ea pe calm și nu va mai reacționa și contrareacționa. Exact, da. Asta e valabil și la bebelu s-a văzut, și la copilul. Se vede la orice vârstă. Când vin la mine părinți cu copii unul lângă altul, eu nu știu povestea lor de viață, dar mă uit la tensiunea corpurilor, cum se simte și între un cățel și puiul lui sau între doi câini care se joacă. Da? Se simte reactivitatea sistemului nervos al fiecăruia. Când mama e foarte intensă, copilul fuge, se ascunde sau joacă contra. Și dacă mama e foarte intensă cu bune intenții și stă după el și vrea să-l ajute și nu mai mimimi și mumumu, copilul tot fuge. Când tată e foarte critic și nu e niciodată mulțumit, de-abia așteaptă copilul să deschidă ușa și să se ducă oriunde, în brațele oricui care îl primește fără critică. Exact. Și ăla poate să fie un om foarte nepotrivit, ăla poate să fie un om, dar el simte că se ancorează într-o ființă oarecare, doar pentru că ființa aia n-are critică, dar poate să aibă multe lucruri toxice. Deci de aia zic că noi trebuie să-i ancorăm, să le dăm liniște pe sistemul lor nervos. Da, mă, greșim, da, m-am țipat, da, m-a alergat-o podaria prin casă și amândouă, ok, e foarte bine. Și contrele astea creează și mai clar îndarea, bă, cine sunt eu și ce vreau eu. Ideea să nu te duci prea mult pe jocul șoarecele și pisica sau măsurătorul cu rigla, ceea ce-i bine, ce-i nu. Să nu te duci prea repede să corectezi, prea mult, prea repede, prea intens, îl determină pe sistemul ăsta nervos al copilului tău să se ascundă, să se camufleze sau să se ducă în brațele unui om nepotrivit care aparent n-are această intensitate a adulților, a părinților tăi. Sau unui om sau unei substanțe. Sau substanțe. Sau unui context. Da. Sau... Ai vorbit de proiectele tale pentru adolescenți. Unde pot să te găsească părinții care poate că ar vrea să-și trimită adolescenții? Recunosc că la adolescență prea mai merge asta cu părinții. Sau mă rog, poate chiar mici, cine știe. E fix imers, dacă eu zic fiii mei să ducă unde avea fix acolo. Într-o discuție așa, uite. Poate ne ascultă adolescenții. Sper să nu ne asculte fetele noastre. Da, uite cum mi-a zis fiii mei aseară. Aolo, mama mea, ai dat follow Rebecca pe... Și eu m-am pe Instagram și o să eu am zis, stalkeriță. Da, zic, ea n-am făcut decât să fiu cu bun simț pentru că eu așa sunt, dacă am văzut că ea a dat follow la mine, eu imediat dau și eu follow, plus că e adolescent și mie îmi plac adolescenți. Nu funcționează așa la noi, la adolescenți. Dacă dai follow unui adolescent, el se simte urmărit, deci nu mai da follow tuturor prietenilor mei. Nici eu, nimic. Exact, și eu am zis că sunt cu bun simț și drăguță, știi, mama cool, dar e fix invers, nu dați follow adolescenților pentru că ei se simt urmăriți. Okay. Nu o să-i trimiteți nicăieri, dar totuși unde te găsesc. Dacă ajunge din greșeală un adolescent și așa să asculte ce am vorbit aici, noi fac cu echipa mea proiectele de ce rămân în România, pentru că
tot așa, vine din nevoia mea. Eu nu știu ce argumente să-i dau copilului meu vis-a-vis de... Nu să ducă să nu facă studii în străinătate sau să-și urmeze drumul și așa mai departe, doar să... Să nu mai vadă așa cum... Ca pe o fugă, să nu mai reacționeze la... Să nu mai vadă la... ca pe o fugă, da. Și să nu mai vadă țara ei ca pe, efectiv, the worst place, da, in the world, știi? Și să aibă senzația că tot ceea ce aude în media, la televizor și mai departe, e chiar adevărat. Și da, că... Și nu, de ce rămân în România? Sunt niște conferințe pe care le facem, le-am făcut în București, acum lucrăm la una în Ploiești și vrem să le facem în toată țara, le facem împreună cu adolescenții, am făcut parteneria cu Consiliul Național al Elevilor, îmi place de mor să lucrez cu ei, sunt de la ei vin toate cererile să ne ducem și acolo și acolo. Este o conferință în care pur și simplu eu aduc oameni care au succes profesional, se dezvoltă profesional și ca oameni în România, fără să pe diverse domenii, ca ei să poată identifica, care își spun doar, asta e rugămintea mea de la invitați, nu îți pui decât 15 minute povestea ta, te rog, nu te apuci să dai sfaturi, pentru că ei imediat se închid, da, deja nu mai au nimic, dacă te apuci să zici să faci aia, să faci aia, să faci aia, nu mai funcționează. De fața aia și de... mai ales să răspundă întrebărilor, știi? Da. Și dacă ei, și o, vai, deci este, pentru mine este de vis ce se întâmplă la fiecare astfel de eveniment, pentru că ei stau foarte cuminți și în primul rând, pentru mine a fost șocant când am umplut sala de adolescenți, pentru că foarte greu de adus adolescenți și de adunat, dacă nu ești în zona lor de influență. Ești un idol. Da, dacă ești influență de-a lor, atunci da, umpli sala. Dar dacă vii tu cu niște oameni pe care ei 90% din cazuri nu-i cunosc, e chiar o mare realizare că au venit. Și e după cele 15 minute, în care evident că oamenii pe care i-am adus au auzit povești frumoase și interesante de viață, așa, au niște întrebări la care, pe care, care mă șochează de fiecare dată. Sunt atât de conectați la ei, sunt atât de realiști. Deci avem așa o idee preconcepută față de adolescenți. Se pare că sunt ei. Și... Da, li se zice că mama, adolescenții sunt și adolescenții fac. Deci mai lucrurile auzi așa la adulți, știi? Uh-huh. Iar ei vin atât de autentici și sunt și profund. Și știi ce e? Și nu, studiile pe care și tu le pui pe masă și pe care tu cu siguranță le folosești în munca ta sunt cât se poate de adevărate. Ei, de generația noastră, vor foarte devreme să fie autonomi. Ei vor foarte devreme să facă singuri lucrurile. Ei au ieșit din modelul ăla în care vine statul, vine mama, vine tata care să-mi facă lucruri. Iar eu, dacă vreau să-mi fac o nouă misiune de viață, îmi fac această misiune de viață de a-i sprijini în direcția asta cu ce pot. Pentru că în etapa asta mi-a venit ideea să le aduc în față niște oameni niște care modele, le dau. Și mai avem caravana How to Handle Your Life, unde este unde sunt antreprenori și psihologi care fac exact ceea ce v-am zis aici, că am vorbit din întâlnirile astea, acolo am pus întrebările astea. Vine psihologul și nu face decât să fie deschis și să le primească nevoile, anxietățile, dorințele și să compenseze cumva ce au acasă, ce nu au acasă, să le zică că sunteți ok, sunteți minunați. Asta este foarte ok, ceea ce faptul că vreți să fiți autonomi și da, aveți șanse chiar și în țara asta, care altfel e văzut așa și chiar nu e România nici pe departe locul cel mai... E nevoia de mentorat și de influencing. Exact. Deci părintele, dacă vrea să rămână ok, trebuie să fie mentor sau influencer. Doamnelor, mulțumesc! Mi-a fost o plăcere și am învățat o mulțime de lucruri. Așa că să mă pregătească pentru următoarele etape din viața noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Ne vedem, ca de obicei, săptămâna viitoare la Părinți cu Minți. Pe curând!